Cei doi au explicat că au fost extrem de entuziasmați când au aflat vestea, însă au preferat să păstreze sarcina pentru ei și să nu o dezvăluie imediat. Daniel a spus că, deși își doreau foarte mult un alt copil, au ales să țină secretul cât mai mult timp. Daniela și Culiță Sterp au dezvăluit că primii care au aflat de sarcină au fost părinții Danielei. Noi ne-am dorit să ținem secret. Am explicat și de ce am vrut să nu mai spunem. Să ținem cât mai mult pentru noi. Primii care au aflat au fost părinții mei, pentru că sunt cu ei în casă, s-ar fi prins, la un moment dat. Noi, după ce am aflat, domnul Sterp trebuia să plece la cântat o lună. În august. A spus Daniela, Culiță Sterp a povestit că și-a dorit să anunțe familia într-un mod mai special, așa că, cu o seară înainte, i-a sunat pe toți și le-a spus că a doua zi trebuie să vină la Cluj pentru a filma niște colinde și că toată familia trebuie să fie prezentă. Am vrut să ne anunțăm familia într-un mod mai special. I-am sunat pe ai noștri cu o seară înainte și le-am spus, mâine, vă rog frumos, toată lumea veniți la Cluj pentru că avem de filmat niște colinde și trebuie să apăreți și voi, dar toată familia. Daniela Iliescu a adăugat că au fost nevoiți să-și mintă familiile spunându-le că trebuia să meargă pentru a semna un contract. Culița a menționat că a fost destul de greu să-i convingă, pentru că fiecare avea ceva de făcut. Cele două familii au fost chemate fără să știe ce se întâmplă, iar în momentul în care au ajuns au văzut clipul în care cei doi au spus da. Momentul a fost unul extrem de emoționant, cei prezenți având chiar lacrimi de bucurie în ochi. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.